2 februarie, maestrul Ion Dascăl a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani, dintre care 5 decenii le-a dăruit muzicii. Datorită harului cu care l-a înzestrat Dumnezeu, alături de muncă și perseverență, au făcut ca Ion Dascăl să devină unul dintre cei mai apreciați muzicieni în domeniul muzicii populare. Timp de 35 de ani, în calitate de dirijor și conducător artistic principal al Orchestrei de Muzică Populară Mugurel. În această perioadă de timp, fiind înrolat în slujba muzicii populare, Ion Dascăl a adunat în palmares peste 1200 de creații originale și aranjamente, care sunt interpretate de majoritatea artiștilor din Republica Moldova și România. Sutele de spectacole cu Orchestra Mugurel, cele peste 50 de CD-uri cu creații ale interpreților de muzică populară de pe ambele maluri ale Prutului, în acompaniamentul Orchestrei Mugurel, majoritatea semnate de Ion Dascăl, autor sau aranjor, participarea la prestigioase evenimente cultural-artistice atât în Republica Moldova cât și în România, îl definește ca un muzician de calibru. Astăzi, Ion Dascăl este alături de noi și vom spune cu drag la mulți ani, însă numai după ce admirăm o primă creație muzicală, audiție și vizionare plăcută.
iată, dragilor, că am revenit din nou în emisie directă după ce am admirat orchestra de muzică populară Mugurel în frunte cu maestrul Ion Dascăl, care este în această seară alături de noi și pe care am onoarea și plăcerea să-l salut cu drag. Maestre, vă zic bună seara și bine ați venit la Tezaur TV! Bună seara! Sunt plăcut, surprins de invitația dumneavoastră, de Tezaur. Sunt pentru a doua oară la televiziunea dumneavoastră. Sunt bucuros de această invitație. Da, eu zic că ne vom lua revanșa și ne vom vedea mai des. Da, asta îmi doresc. Ieri ați fost sărbătorit, iar eu nu ezit să vin cu un mesaj de la mulți ani. Noi vă dorim să aveți parte de multă sănătate, de împlinire sufletească, de realizări frumoase și să ne bucurați de acum înainte cu creația dumneavoastră, mulți ani de acum înainte, mai bine zis. În această pungă avem un prezent pentru dumneavoastră din partea echipei Tezaur TV și tot pe această undă aș vrea să-mi spuneți cum ați petrecut ieri ziua de naștere, cum a decurs ziua? A trecut ca toate zilele, dar au fost un pic mai încărcată, ca să zic așa. Sigur că felicitări diferite, m-au felicitat și Direcția de Cultură și directorul Palatului Național, Andrei Locoman, colegii noștri, colegii mei, dirijorii de la Palatul Național, Nicolae Bădros, frații Ștefăneț, toți ceilalți angajați ai Palatului și, desigur, soția, rudele și copiii. Dar cine v-a adresat primul mesaj de la mulți ani ieri? E sigur că soția, că era cea mai aproape. Da, în rest au urmat, vă spun că a fost încărcată interviuri, iarăși cu felicitări, interviuri în direct pe la, deci, da, radiouri. Toți au vrut să vă vadă de ziua dumneavoastră de naștere. Da, ei părea că eu sărbătoresc, dar eu se vede că am muncit toată ziua, că trebuia să fiu gata. N-am avut dreptul să beau un par cu vin, că, mă rog, eram în emisii direct. Ați fost cumva pedepsit. Am fost pedepsit. Sigur, ne-a luat revanșa seara, a fost bine. Mulțumesc pentru felicitare, mulțumesc pentru tot. Dumneavoastră ați împlinit o vârstă atât de frumoasă și onorabilă și țin să vă întreb, ce emoții vă încearcă atunci când la buchetul vieții se mai adaugă un trandafir? Eu nu știu dacă asta este o bucurie pentru altcineva. Pentru mine tot nu e o mare bucurie că am adăugat încă un an și mai ales că am ajuns la 70, dar sunt sufletește mulțumit că am ajuns la așa o vârstă și îmi pare mie că a rămas ceva în urma mea. Am făcut multă muzică, pentru alte ați amintit de 1200 de piese. Asta este o informație care a fost cu 20 de ani în urmă. Trebuie reactualizată această informație. Cam de 4 ori mai mult. Extraordinar! Da, la 4000. Felicitări! Dacă cifra 1200 ar fi bine numai pentru România, cu soliștii din România, cu cei mai consacrați soliști din România. În rest, având lucrând la orchestra folclor 7 ani și ceva, dirijor, am înregistrat foarte multe piese. Dacă eram la radio-televiziune și în fiecare zi eram în studio și în fiecare zi înregistram foarte multe piese. De când am venit la Mugurel din 87, slavă Domnului, 35 de ani, am înregistrat cu majoritatea soliștilor de la noi din țară, începând cu Nicolae Solac, Dumnezeu să-l ierte, Zinaida Julia, Valentina Corocar, Nicolae Gliv, Olga Ciolacu, Igor Rusu. Ei, dacă se număr pe toți, îmi trebuie o noapte întreagă. Da. Adică vreau să vă spun că e cu mult mai mult decât am spus, dar oricum, deci, e bine și 1200 e bine. Dar o activitate meritoasă, dar până la urmă, ăsta și e rostul nostru, bănuiesc, pe acest pământ, să lăsăm în urma noastră ceva frumos, care să domine în timp. Da, desigur. Și am doi copii mărișori, unul face anul ăsta 50 de ani. Mulți înainte. Celălalt 48, care sunt amândoi angajați în orchestră, violonist și naist. Și mai am un băiețel micuț de 3 ani jumate, Ionus, care îl cheamă Ionus. Să vă trăiască. Și el spunea ieri că e ziua lui, nu ziua mea. Când cu soția tortul e meu, că e ziua mea. Ziua mea. Ei, mă rog, copii. Maestre, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră? Ați spus că multă lume nu a ezitat să vină să vă adreseze un mesaj de la mulți ani. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste mesaje și faptul că fiecare a vrut să-și ia din timpul lui să vă bucure pe dumneavoastră cu un asemenea mesaj? Eu m-am bucurat pentru aceste mesaje. Înseamnă că eu exist,
Mai trebuie să lumii, sunt apreciat la justa valoare, sunt respectat și cred că dacă atâta lume m-au felicitat, înseamnă că eu însemn ceva pentru ei și pentru țara noastră, pentru, mai bine zis, pentru cultura noastră națională, pentru muzica populară. Într-adevăr. Ajuns la această etapă, ce necesități are sufletul dumneavoastră? Desigur, la așa o vârstă, sufletul are necesitate de liniște, dar eu nu pot fi liniștit, că așa din fire sunt zbânțuit într-un fel, cum belerește spus, și vreau să mai fac multe lucruri. O vârstă așa, 70 de ani, e o vârstă normală, mai ales pentru un dirijor. Că de-abia, eu cred că, nu de-abia, dar ești copt ca personalitate, ca muzician, ca compozitor, ca aranjor și poți să faci lucruri încă mai bune decât le-ai făcut până acum. Și sper să mai stau mult în scenă, să stau la cărmă acestei orchestre. Cu Doamne ajută! Și vârsta până la urmă este un număr indicat în pașaport, indicat în buletin, dar probabil că veți fi de acord cu mine. Sufletul nu are vârstă. Inima nu are vârstă. Inima nu are vârstă, sigur că. Dar vă permiteți să copilăriți cu Ionuț? Și cât de des vă permiteți această... În fiecare zi, la început nu prea îmi plăcea că nu mă las să scriu nimic, vine și bate la ușă la mine la birou. Mai ales de acea liniște de care vorbiți dumneavoastră. Da, dar care liniște? Tata, hai să ne jucăm cu balonul, hai să ne jucăm cu mingea, hai să ne jucăm cu mașinuțele. Să ne voi să cui la cată cheie și stai, bate la ușă, se nervează și pleacă. Dar și amintește, iar bate la ușă. Ei, mă rog, asta e. Pentru dumneavoastră e o bucurie și bănuiesc că în momentul în care ne permitem noi să ne mai jucăm, să ne mai punem în mintea copiilor, este o activitate care cumva ne și menține în tonus. Sigur că da. Mi-a spus cineva din apropiații mei, prieteni, chiar pot să numesc, Margareta Clipa, solistă de la Suceava, cu care a înregistrat 3 CD-uri, colaborăm și în continuare, spune Ioane, bagă de seamă, trebuie să crești băietul, să-l însori și ne inviți la nuntă. Așa m-am gândit, nu știu, dar mulțumesc frumos de așa. E o urare frumoasă. Da, urare frumoasă. Dumneavoastră ați cunoscut viața, cu bune și cu rele. Și sunt curioasă să-mi spuneți care sunt cele mai importante lecții învățate de la viață. Pentru că viața, din câte știm noi, ea nu vorbește, nu ne dă multe lecții, ea ne lovește. Care sunt cele mai dure, poate, lecții pe care viața vi le-a dat? Păi, lecții dure, așa, nu prea am avut, dar am avut, sigur că multe întâmplări, doar orchestrele mai înainte nu stau acasă, dar colindam lumea atât în posta Uniunii Sovietice, prin toate republicile, inclusiv peste hotarele țării. Acum foarte rar plecăm și ultimii 2 ani n-am plecat nicăieri, nici aici nu prea am avut spectacole, am avut câteva spectacole online. Din cauza pandemiei. Dar sigur, la sală goală, vă dați seama ce înseamnă un artist să cânte la scaune goale, să închine la scaune goale, hrana noastră e care? Aplauzele. Da. Și aprecierea spectatorului sau telespectatorului. Spectatorul în cazul de față. Și având atâtea turnee, sigur că au fost multe lucruri și interesante și mai puțin interesante. Mi-amintesc când zburam în America Latină și a zburat pe deasupra triunghiului ăsta, Bermund. Așa. A fost atunci un pic de, așa, de tremuri. Da, știați că treceți, că zburați deasupra lui. Eu știam, dar de unde știam? De la șeful delegației noastre atunci, sovietici, cum se numea, mi-a spus că nu mai spune la băieți, dar o să trecem și o leac cu tremuri, o să stingă becurile la avion, o să aprindă, o să stingă, o să fie așa un fel de... Și eu n-am avut ce faci și îi spun, băi, fiți atenți că s-a început o panică, de atunci m-am mai învățat mai mult, nu m-am învățat, nu le mai spun nimic. Să nu-i panicați, dar într-adevăr așa și-a fost, s-au stins luminile. Sigur, se prindeau, se strângeau, pentru prima dată am văzut așa ceva. Ce emoții ați trăit dumneavoastră atunci, vă mai amintiți? În acele clipe,
Eu mi-amintesc, nu știu dacă îmi permit, colegul de atunci, Adam Stângă, trompetistul, a pus o sticlă de vin la gură și spune, măcar dacă morți, mor beat. E fericit. Da, și fericit. Așa, diferit. Și sigur că cele mai multe aplauze le-am cules alături, în România, unde suntem înțeleși ca limbă, ca muzică, cu toate că și în alte țări am fost primiți foarte bine. Unde n-am fost? În Germania, Olanda, Belgia, la diferite festivaluri, concursuri. Mai ales muzica instrumentală era foarte apreciată. Și acea vocală, mă rog, dacă nu înțeleg textul, sigur că oamenii sunt culti și educați și aplaudează, dar muzica instrumentală mai bine o înțelegeau. Au fost momente frumoase. Timp de 35 de ani stați la cârma orchestrei de muzică populară Mugurel și o mențineți la un nivel frumos, la un nivel înalt. Cum vă reușește? Și dacă prin prisma experienței obținute de dumneavoastră ați putea să-mi spuneți care este secretul sau care sunt acele calități pe care un om ar trebui să le aibă pentru a reuși? Eu cred că pentru un om depinde ce specialitate are, dar pentru un dirijor este nevoie de mai multe criterii, de mai multe calități. În primul rând, trebuie să știi când poți să fii un pic mai dur, când trebuie să fii mai calm, când trebuie să fii mai moale, cu să nu strigi la orchestră, una. A doua, să fii un profesionist, să știi ce vrei de la orchestră. Să știi că ai în față 20 și ceva de persoane care sunt toți cu diferite caractere și ca să te asculte toate aceste caractere, nu e ușor. Trebuie să capiți, nu știu cum, o stimă și respect. Dar cum se capătă respectul? Prin bunătate, cred că. Când le faci bine, mai ierți unele greșeluți, Nu e, nu e așa de ușor să fii conducător, dirijor, le pari la cineva, da, și eu, ieșesc, mă tăcăi de mâini, dar mă tăcăi de mâini, dar până mă tăcăi de mâini, cât se lucrează acolo cu notele în față și că... Dar ce n-ați iertat niciodată? Păi, nu, eu până când am iertat tot. Chiar și, de fapt, n-am avut trădare. Trădarea putem să o numesc cândva când cineva pleca din orchestră și se duce în altă orchestră, dar pe urmă am înțeles că asta e un lucru obișnuit. Da. Muzicanți se plimbă într-o orchestră altă, s-a dus, s-a cântat la Nicolae Bodros, 3 ani, vine la mine, hai, eu vreau să vin la Mugurel, hai, vin, hai, du-te acolo. E un schimb de energie. Da, de... Acum nu e... Așa că, da, eu am iertat toate, este nu... Bine, da, bănuiesc că oricum ca temelie asta munca, perseverența și sigur, sunt curioasă să știu foarte, foarte mult câte ore de somn aveți dumneavoastră? Uneori 2 ore pentru mine de ajuns. Dacă vorbim de... Am peste 4.000 de piese, vă dați seama câte nopți n-am dormit eu. Uneori noaptea se lucrează mai bine. Mai productiv? Mai productiv. Pentru că noaptea bănuiesc e acea liniște de care tot spuneți dumneavoastră. Ești singur. Mi-am pus calculatorul ei. Pe timpul nu erau calculatori. Aveam un magnetofon de ăsta rusesc și îl învârteam în stânga și în dreapta, înregistram o bucățică, când cântam la pian, când mă puneam pe note. Deci așa, este o bucătărie mai, cum spun, mai complicată. Dar am trecut prin toate acestea. Acum e sigur că e un pic mai simplu cu calculatoarele, cu Facebook-ul, cu toate acestea, comunic cu artiștii din România, mi-au cântat pe Messenger melodie, eu le-am notat-o și dacă e vorba să vorbesc de activitatea noastră de acum, mai ales pe timpul pandemiei, am lucrat foarte mult, mai mult, am înregistrat vreo 200 de piese în acești 2 ani. Extraordinar. Că dacă nu aveam spectacole, și asta era principalul lucru al nostru. Înregistrări la studio. Și am scris zi și noapte, am scris. Dar era și o bucurie pentru interpreți, bănuiesc. Că în cazul în care sunteți cu toții prinși în activități, vai să rămâni interpreți, sunt nevoiți să aștepte. Da. Și am lucrat în felul următor. Ei nu puteau să vină din România încoace, când trebuia test, trebuia vaccinuri. Și noi le facem negativele aici, le trimiteam înregistrarea în România, înregistra vocea acolo, mi-a trimitea iar mie și eu aici o prelucram, e iarăși o bucătărie așa. Dar așa am muncit și, adică n-am stat degeaba.
Dar referitor la, la scenă, sigur că pentru noi a fost o lovitură mare. Da. Artistul, dacă nu iese în scenă, el pierde, pierde forma, pierde mult. Dar cum credeți, în timpul apropiat vom avea ocazia să vă vedem în spectacole? Sigur că planificăm mai multe spectacole și unul din ele la 2 martie, dacă da Dumnezeu și va fi bine, concertul meu aniversar cu 70 de ani, vreau să-l petrecem la Palatul Național, să fie public, numai nu 30% sau 50% cum până acum era, să sperăm până atunci să mai schimba, să mai schimba toate restricțiile este și vreau de pe acum, dacă va fi totul bine, să vină toată lumea bună, lumea care iubește folclorul și muzica populară, să vină pe 2 martie să vadă un spectacol sau un concert de zile mari. Maestre, cu Doamne ajută, să fie de bun augur și sperăm să vă fim și noi martori la spectacol. Vă invit pe acum. Iar în cele ce urmează vreau să-mi spuneți ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră. Fericirea, sigur că este familia și munca care o faci, de la care primești plăceri și satisfacții. Muzica, pentru mine asta e tot. Orchestra, pentru mine asta e tot. Asta e a două familii. Adică cea mai mare familie e orchestra, sigur. Și lucrând cu muzicanți buni, bine pregătiți, bine școliți, talentați, toți cu facultate și talentați, sigur că și îmi vine mai ușor să realizez ceva bun. E sigur că acum nivelul nostru interpretativ a instrumentiștilor a crescut foarte, foarte, foarte mult. Dacă noi, pe timpuri, în anii 70, eram cu ochii peste prut și cu urechea tot și ascultam și miram, măi, cum cântă, cum se cântă în România? Acum ei se uită cu ochii încoace peste prut și cu urechea tot și ascultă. Cât de mult am progresat noi, cât de, am fost flămânzi de muzica noastră populară, națională. Ei s-au născut și au cântat numai muzica lor, dar noi știți cum? Eram obligați să plecam în turneu să cânt și un cântecă ucrainesc, unul rusesc, unul de o republică, din o altă republică unională, sau Azerbaijan, sau nu știu ce acolo. Ne băgau în cap diferite. Da, în prezent, cum selectați repertorul? Repertoriul, dacă este vorba de muzica instrumentală, sigur, toată eu, aproape toată eu o fac. Așa mai eu câte o piesă de la cineva. Sau dacă e vorba de piese clasice, cum ar fi ceva din Rapsodiile lui George Enescu sau din Constantin Arvinti, acelea sigur că le cânt și mă uit ca la icoană la ele și le cântăm așa cum e scris. Dar rest eu le fac, soliștii le dau sfaturi. Au trecut, cred că, vreo 70 de soliști pe mâna mea, pe care pe toți i-am drumat, să știi, și să aleagă un repertoriu bun, adecvat. Dar publicul ce preferă să asculte? Care publicul diferit. Publicul diferit din cauza că eu la toate spectacolele mele la Palat Național mai pun și un pian pe scenă și numai decât să fie romanță sau o altă piesă ceva orășănească de ascultare. Asta așa obișnuit eu la toate concertele mele. Deci de publicul. Publicul și preferă mult public preferă muzica comercială, ceea ce nu sunt de acord. Deci dumneavoastră încercați să-l cultivați sau să, da, să păstrați, să promovați, să valorificați acele genuri de muzică, sigur, care cumva, spre regret, se mai dau uitării sau nu ajung să fie apreciate la justa valoare. Da, se întâmplă lucrul ăsta cu părere de rău, dar eu încerc să păstrez muzica populară, muzica adevărată, să o îmbrac în haina ei adevărată, mai puțin să o modernizez, că totuși are cine moderniza muzica. Noi trebuie să o păstrăm pe aceea care ne-a dat-o Dumnezeu și am auzit-o la bunicii, la părinții noștri, muzica noastră națională, muzica frumoasă, folclorul nostru, să-l păstrăm cât mai suntem pe pământul ăsta. Chiar și în discuția de acum seara, dumneavoastră
ați spus cât e de bine și cât de mult ne bucurăm despre posibilitățile și oportunitățile pe care ni le oferă prezentul, aceleași tehnologii, cât de mult ne simplifică viața. Însă, Ion Dascăl are nostalgia trecutului, anilor, vremurilor trecute. E cum, cine n-are nostalgie? Nostalgiile, da, depinde ce aveți în vedere. Ce amintiri vă țin mai mult înrolat în amintirile trecut? Erau cele mai frumoase amintiri când mergeam. Aveam câte 3 spectacole pe zi. Unul începeam la ora 1 ziua, al doilea în alt capăt a Republicii, începeam la 7 seara și când mergeam la alt capăt a Republicii, la 12 noaptea, prin stadion, la aer liber, ne așteptau câteva mii de oameni. Astea sunt niște amintiri care de descris. Sigur că eram așteptați, eram adorați de public. Acum un pic lumea s-a mai răcit, s-a mai alintat cu toate Facebook-urile și YouTube-urile și toate astea care din calculatoare. Dar oricum noi mergem înainte și ținem ceea ce am început să facem și continuăm. Pentru dumneavoastră, Facebook-ul, internetul, îl vedeți ca o sursă liberă de promovare, ca o sursă prin care ajungeți mai ușor la public? Sau totuși considerați că spectacolele, televiziunile sunt cele care ar trebui să aducă la public? Sigur, cel mai bine spectacole și televiziune. Tot Facebook-ul și YouTube-ul e bine așa, dar asta nu este promovare pe un YouTube. Asta se vede că îi bagi omului cu deasâla să te vadă. Eu să văd omul, spectatorul în față, să-l văd când bat din palmă, orice, da, eu sunt apreciat. Așa că am pus pe YouTube și văd 2000 de like-uri, cine știe cine le-a pus, și, da, dar totodată mă ajută toate tehnologiile astea de acum, că lucrez mai ușor cu calculatorul, că nici nu știam, la mine în sat nu era calculator și nu știam ce înseamnă. Deci e moneda aceea cu două părți, da. De fapt, și partea da, pozitivă și negativă. Mai ușor să lucrez, să scrii note, să asculți muzică, să asculți calitativ, că nu ascult la un magnetofon de cealaltă care costa 200 de rubli, oricare era, și hrăiești, nu știu ce. Acum, da, este și de ajutor. Adică nu sunt contra tehnologiilor astea de acum. Da, ziceam că e și partea negativă și partea pozitivă, da, în toată tehnologia. Dacă tot ați zis dumneavoastră, ați pomenit de satul dumneavoastră, sunt curioasă să știu când ați fost ultima dată la Pelenia. La Pelenia mă duc fiecare an, de Paștele Băjânilor, mă duc la mormânt, la mama, Dumnezeu să o ierte. Mama este mormântată la Pelenie, dar tatăl e mormântat la Chișinău. Așa s-a întâmplat că sora mea, Nina, locuiește lângă un cimitir pe strada Muncești, la începutul Sfânta Treimii. Și tatăl atunci spune, aici să mă mormântați, că voi sunteți alături și vreau să veniți să mă vedeți, copii. Deci asta a fost voința tatălui. Voința tatălui. Nu de asta că nu a avut lângă mama. Așa, și noi am respectat ceea ce... Dar la Pelenia mă duc o vară, de mai multe ori plec. Și țin legătură cu... Sunt niște ansambluri acolo de folclorice. Le mai dau câte un sfat, am mai făcut întâlniri cu... Am mers cu spectacol de multe ori la Pelenia și la Mărțișor am fost. Este un sat frumos. Sunt respectat acolo, așa cum a fost respectat și tatăl meu, care a fost dirijor. A fost profesor de vioară și de trompetă și de clarinet și conducea orchestra și la școală și la Casa de Cultură și avea o orchestră model. Pe timpul liceei, cine avea orchestră model, considera că asta e un nivel. E un nivel, sigur. Și eu, sigur că am urmat ceea ce m-a învățat tatăl meu, a fost primul meu profesor, conservatorul de acasă, de la Pelenie, la noi, de acasă, de la casa părintească. Da, și eu bănuiesc că toți cei din satul Pelenia se mândresc că dumneavoastră vă trageți rădăcinile anume de acolo. Maestre, cred la ce da. Proiecte lucrați în prezent și cu cine ați mai vrea să colaborați, dacă aveți așa dorințe? Acum, la moment, chiar luni intru în studio, lucrez la un proiect cu o solistă din Dobrogea, Andreea Ferraru. E o muzică, poate numai
mai puțin pentru noi auditiv, muzica dobrogeană se deosebește de muzica cealaltă, bucoveneană, moldovenească, oltenească, muntenească, dar este foarte interesantă și vreau să menționez că am lucrat cu toate, cu soliști din toate zonele României, dacă le iau de la un capăt la altul, Dobrogea, Vrancea, Oltenia, Muntenia, Mehedinți, Ardeal, Banat, cu de mai vorbim de Bucovina. Din toate zonele, soliștii au înregistrat cu Orchestra Mugurel și am oferte pe 2-3 ani înainte. Adică numai să am putere și mai pot să scriu, să fac aranjamente. Cu Doamne ajută! Eu vă mulțumesc pentru acest interviu. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și la final, aș vrea să veniți cu un mesaj adresat tuturor celor care urmăresc Tezaur TV. Vreau în primul rând să doresc emisiunii dumneavoastră succes, promovare cât mai multă, promovarea tradițiilor noastre, promovarea oamenilor buni, celor care vă privesc, le doresc sănătate, dumneavoastră vă doresc spre telespectatori fideli. Ce să vă mai spun? Sănătate la toată lumea și să scăpăm mai repede această pandemie, să putem să comunicăm, să avem concerte cât mai multe, să ne fie bine la toată lumea. Așa să fie. Maestre, am fost onorată să vă am în emisiune. Tot ce mai bun și frumos și dumneavoastră vă dorim. Iar în cele ce urmează, invităm telespectatorii noștri să vă admire alături de orchestra de muzică populară Mugurel cu încă o creație muzicală, audiție și vizionare plăcută.